Bine ai venit în bucătăria lui Adi Jo. Astăzi facem prăjitură de vis cu nucă și ciocolată. Pentru primul blat avem nevoie de 10 albușuri, 250 de grame de nucă de cocos, 100 de grame de făină, 250 de grame de zahăr pudră, o linguriță de extract de vanilie, o linguriță de praf de copt și un praf de sare. Amestecăm ingredientele uscate și punem făina peste nuca de cocos și praful de copt. După care batem albușurile cu un praf de sare. Și le batem până când obținem o spumă tare. Acum adăugăm extractul de vanilie, și punem treptat din zahărul pudră. Oprim mixerul și adăugăm câte o lingură din amestecul uscat. Amestecăm cu ajutorul unei spatule cu mișcări ample de sus în jos. Avem pregătită compoziția pentru blatul cu cocos. Acum avem nevoie de o tavă unsă cu grăsime și tapetată cu hârtie de copt, care la rândul ei este unsă cu unt. Acum că am pus compoziția, o distribuim. Tava este de 25 x 35 de centimetri. Dăm cu tava de masă de câteva ori, după care băgăm tava în cuptorul preîncins la 170 de grade pentru 25 de minute. Am scos blatul de la cuptor și îl vom lăsa să se răcească, timp în care ne ocupăm de blatul cu numărul 2, pentru care avem nevoie de 6 ouă, 160 de grame de nucă măcinată, 60 de grame de făină, 140 de grame de zahăr brun, 20 de grame de cacao, o linguriță de praf de copt, o linguriță extract de vanilie și un praf de sare. Începem prin a amesteca nuca măcinată cu făina, cacao și praful de copt. Lăsăm amestecul deoparte și punem ouăle în vasul mixerului, pe care le batem cu un praf de sare. Le batem până când devin spumoase. Adăugăm extractul de vanilie și acum zahărul brun treptat. Și mixăm în continuare aproximativ 5 minute. Oprim mixerul și adăugăm treptat din amestecul cu nucă și amestecăm cu o spatulă cu mișcări ample de sus în jos. Acum că este pregătită, punem compoziția în tavă. La fel ca la primul blat, tava este tapetată cu hârtie de copt și atât tava cât și hârtia de copt sunt unse cu unt. Dăm cu tava de masă de câteva ori, după care băgăm tava în cuptorul preîncins la 170 de grade pentru 30 de minute. Am scos blatul de la cuptor, îl voi lăsa să se răcească. Și mă voi ocupa de cremă, pentru care avem nevoie de 10 gălbenușuri, 450 de grame de unt la temperatura camerei, 250 de grame de zahăr pudră, 20 de grame de amidon, 100 ml lapte, 50 de grame de cacao și o lingură de esență de rom. Punem 4 linguri de zahăr pudră peste gălbenușuri. Amestec puțin.
după care mixăm. Și fac asta până când gălbenușurile vor deveni pale și cremoase. Adăugăm cacao, amidonul și amestec cu ajutorul unui tel. Adăugăm și laptele. Și pun bolul deasupra unei cratițe cu apă fierbinte, cratiță care este la foc mic, și amestecăm continuu până când compoziția se va îngroșa. Acum mixăm untul și adăugăm treptat câte o lingură de zahăr pudră. Asta până când îl vom termina. Adăugăm esența de rom și acum adăugăm treptat câte o lingură din compoziția rece. Mixăm încă puțin și crema este gata. Și acum urmează să o împărțim în 4 părți egale. Trecem la asamblare și pentru asta tăiem pe jumătate blatul cu nucă și cacao. Acest blat nu este unul uscat. Dacă îl presăm puțin, vom avea urme de grăsime. Și acum punem una dintre cele 4 părți de cremă. O întindem pe toată suprafața blatului. La fel este și blatul cu nucă de cocos. Uitați urmele de grăsime, asta datorită untului cu care a fost unsă hârtia de copt. Îl tăiem și pe acesta pe jumătate. Și punem o parte din blatul cu nucă de cocos. Continuăm cu un strat de cremă, o distribuim pe toată suprafața blatului o nivelăm. Avem și un strat special format din biscuiți, 200 de grame de ciocolată, 175 ml cafea îndulcită, 50 ml ulei și 50 ml rom. Transferăm cafeaua într-un bol mai încăpător, adăugăm romul și trecem biscuiții prin cafeaua cu rom, după care îi așezăm pe cremă. Am folosit cafea Nes concentrată, asta pentru o aromă mai puternică. Romul se poate înlocui cu coniac, brandy sau lichior. Dacă nu vreți să folosiți alcool, puteți înlocui romul cu o esență la alegere. Rupem biscuiții ca să ne încadrăm în spațiile goale
Am terminat cu stratul de biscuiți și trecem la cel cu ciocolată. Pentru asta băgăm ciocolata în cuptorul cu microunde pentru un minut și jumătate. Am scos ciocolata din cuptorul cu microunde și amestecăm. Adăugăm uleiul și amestecăm bine. După care o punem pe stratul de biscuiți. Acum băgăm prăjitura la frigider și o ținem doar cât să se întărească ciocolata. Acum că s-a întărit, adăugăm o parte de cremă. O distribuim. Și acoperim cu blatul cu nucă de cocos. Și acum ultima parte de cremă. O distribuim pe toată suprafața blatului, după care o nivelăm. Și acoperim cu blatul cu nucă și cacao. Însiropăm blatul cu cafeaua cu rom. După cum ați văzut, eu nu am însiropat celelalte blaturi, însă vă recomand să o faceți dacă vă plac prăjiturile însiropate. Am terminat de însiropat blatul și cu asta trecem la glazură, pentru care vom avea nevoie de 200 de grame de ciocolată amăruie combinată cu 50 ml de ulei și 100 de grame de ciocolată albă în combinație cu 20 ml de ulei. Am băgat ciocolata amăruie în cuptorul cu microunde pentru un minut și jumătate. Adăugăm uleiul și amestecăm. Trecem la glazura albă și am scos ciocolata din cuptorul cu microunde. Am lăsat-o 50 de secunde. Adăugăm uleiul și amestecăm. Glazurăm cu ciocolata amăruie. După care trasăm linii verticale cu ciocolată albă. Acum, cu ajutorul unui bețișor, trasăm linii orizontale, asta în cazul în care vreți să aveți același design. Și acum băgăm prăjitura la frigider pentru 2 ore, după care se poate tăia și servi. Am scos prăjitura de la frigider și o voi tăia ca să vedeți cum arată. Voi tăia bucățile mai mari, asta ca să am o poză de final pe genul meu. Dar această prăjitură se taie în stilul prăjiturii Doboș sau Excelent. Această prăjitură este perfectă pentru sărbători și ocazii speciale. Nu este o prăjitură rapidă, dar merită tot efortul. Am terminat această rețetă și aștept părerile voastre. Nu uitați să vă abonați pentru a fi la curent cu următoarele rețete și să dați like acestui video dacă v-a plăcut. Eu sunt Adi Jo și vă mulțumesc pentru atenție și vă urez toate cele bune până la următoarea rețetă. Pa, pa!